Bună ziua, domnule Ema! Bine ți-am găsit! Bine ai venit la mine! Îți mulțumesc tare frumos pentru tot! Cu cel mai mare drag, oricând! Așa, vreau să zic că ai un cal foarte frumos! Îți mulțumesc frumos! Ai un cal frumos, l-am remarcat de multe ori la tine! E feblețea noastră! Da, din câte am înțeles, vrei să-l dai, dar eu după capul meu, eu nu l-aș da! Nu vreau să-l dau decât dacă îmi dă cineva un frizian! Am înțeles, deci nu, nu-l dai pe... Nu, că mi-e drag ca lui, mâns cu minte, are 2 ani! Am înțeles! Și stă aici acasă, jucăria noastră. Merge lumea la biserică dimineața, se uită acolo în grădină, ce mai face. Uh-huh. Este lumea de la biserică, nechează, îi anunță pe oameni, se uită la el, îi dau covrigei oamenii, se duce peste gard acolo, se joacă cu copiii. E foarte cu minte mânzul. Ne-a montat iepele la centru de echitație cu el. Să vedem ce produs scoate și dacă îmi dă cineva un almasar frizian pe el, îl dau, dacă nu, rămâne la noi, almasar de muntă. Hai. Aici avem și un câine care tot pe lângă noi. Da, de el ați o simțit că ești un bun la suflet și... Să se înțeleagă că calul e mare el așa, dar și tu ești înalt. Da, la 2 ani e destul de mare calul, da. Tu ce înălțime ai? Eu am 1,95. Oi, 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 deci să se înțeleagă. Am 1,80 aici. N-am 1,80. Eu nu știu. 1,79. Un centimetru, un plus sau minus, tot acolo. Da. Brutus, amic. Prietenul meu Brutus. Foarte liniștit. Da. Deși am montat. Am montat vreo 6 iepe la mine. Dar cum stă aici acasă singur, e de treabă. Și în plus ieri a început școala. Da? Ce școală? Școala pentru cai. Ieri l-am băgat la echitație, l-am prins la căruță. Aha. Prima dată l-ai prins la căruță ieri? Da, ieri. Și ce-o zis? Ce să zică, mai greu cu pornitul de pe loc, că nu știe săracul ce înseamnă, hai, stai, dar după ce-o pornit, nu mai ai treabă cu el. Dă cu spatele, am întors, e un căluț blând. L-am prins singur prima dată, dacă îl prindeam cu un cal mai experimentat, poate că era mai simplu un picuț, că îi arăta ce are de făcut, dar eu sunt foarte mulțumit de el. L-am portuvit cu Andrei, a fost foarte cu minte. Nu ne-au făcut zile grele, deși eu a fost prima pe care m-am drag. Nu-i drag căluțul ăsta. Mm-hmm. Brutus. Brutus, i-am zis, da. Că e ca un pitbull, așa. El e un fel de luptător, să zicem. Uite, uite și soarele. Aha. Ai obosit? Eu cred că are de febră musculară. Aha. Capul sus. Dar cum e așa la căruță? E vigilent? Să știi că nu e aspru. E moale, un cal moale. Dar face flotări dacă pui frânele. Am înțeles. Deci dacă trebuie să tragă, trage, așa? Da. Vorbeam cu cineva și zicea că nu trebuie să tragă caii la trăsură, știi? Dacă avea unul identic ca el, n-ar mai trebui să-l dai tu pe el. Nu. Așa-i? Da. Este unul pe la 10, votare am văzut. Da, da. Ce colorit are? Aproximativ la fel. Și? Nu m-am sunat pe om. Ce vârstă are el? E frumoasă pereche de 2 așa, dar nu prea ce face cu ei, știi? 2 la fel. Așa? Dar fii atent, 2 la fel. Să ai o trăsură albă sau neagră, merge. Da. Doi cai de ăștia merg la orice model de trăsură. Da. Și trebuie să tragă, că te faci de rușine cu mirea asta în trăsură. Dar... O dai jos, o uși de apă și după aia o să fie înapoi. Aha. Faci cu mirea asta numai să cobori la biserică cu ea de sus, de la ea, știi? Da, da. Dar și ca să țină trăsura în spate, îi ceva. Da, sau căruța, sau ce...
a învățat să monteze, că nu știa. Îi dădeam drumul la muntă și o monta tot singur, știi? Aha. Și cum o monta singur în gardă electric, când am încercat să montez așa că de spate, nu voia să monteze. Du-te, mă. Da. Și mi-a mai zis, Dorel. Ce ți-a zis? Mi-a zis că am ăsta de care montează în gardă electric, foarte greu montează după aia de sfoară, pentru că, nu știu, e așa inhibat, că nu-mi dau seama. Și nu se pregătea, efectiv, stătea așa de zi, cum stă acum. Aha. Și nu voia să facă nimic, dacă nu-i dădeam sfoara pe el așa și să plec, dacă nu lăsam așa, nu monta. Da, acum nu mai trebuie, știi? Nu, mai acum când a văzut iapa sau când au de poarta, crede că vine la montă, deja nechează în grad. Aha. Cum e ca l-ai? Da. De lași așa ce face? Hai aici lângă mine, lasă să iei ce face. Ce să mănânc, ce iarbă? Merge la iarbă, hai? Da cum, că e dor de evereață, că la mine mănâncă, nu mă uscat. Aha, ia să vedem. Dar nu se grăbește foarte tare. Lasă să iei ce face. Lasă. Se duce în recunoaștere, că nu cunoaște mașina aia, nu știe ce că. Aha. Lasă-l. Mașină de țunți albă. Aha. Hai la tata, ha. Hai încoace, ha. Nu mai vine el încoace. Nu vine cu dată de iarbă verde și... Acolo are mere printre merii aia și se duce și le alege pe toate ciorpicat. Îi dai jos ăla? Da. Cum îmi place mie de cel mai tare. Hop. Hai, Gavile. Nu așa îmi place mie de cel mai tare. Și mie. Vezi? Hop. Poți să-l lași așa. Lasă-l așa să vedem ce facem. Da. Lasă-l așa. Nu-ți mănâncă florile? Ce zici? La flori nu se bagă? Nu, nu are treabă, cât are mere acolo cu merele. Deci nu se bagă pe flori și pe șmecherii. Ha. Ha. Ce e asta? Ciocănița de Audi. Nu e de asta. Pup, pup, pup. Hă? Pupăză? Hă. Nu. Să ne zică fanii tăi ce e. Nu, tu nu mă pricep la păsări. Cânti mereu, nu. Strici mereu, somnul meu, pupăză din tei.
cunosc ai mei. Ema? Da. Cum îi spune la muntele ăla din spatele tău, dau acum, imagine eu, păi uite-te. Piatra Băului. Și cum, se poate ajunge acolo? Da, până deasupra ei. Pe partea cealaltă e pământ, e mai liniștit. Văd că e și o cruce acolo. Da, deasupra. Fain loc aici, Ema. Cum îi zice la sătuțul care îi e aici între dealuri? În dreapta e Meteș. Aici e unde am dat acum în față. Și în stânga îi... stai să mă gândesc. Tăuț. Așa îi zice? Da. Tăuț de Alba? Da. Au priveliște frumoasă ca ăștia. Foarte. Mâncare bună? Da. Cât crezi că mai au, îi mai ține mâncare aici? O săptămână. Ha? O săptămână, îi mai las și îi mut în grădina de după părău, dincolo. Unde? În partea cealaltă de ăștia. Da, iarbă bună și dincolo. Da, îi pun în brâu. Le pun așa pe bucăți, că dacă nu o calcă în picioare, se usucă și nu le mai place, știi? Mm-hmm. Și atunci să nu facă pradă, au așa câte o postată, Friziana ți-a bătut-o în pisoarele? O arsă soarele, da. Ha? Nu-i place în pășune. Le aduci o broc la ca aici? Nu, aici nu le dau. Azi am fost de-am cumpărat azi dimineață niște ovăz și niște porumb, că n-am mai avut. Vedeți că trebuie să faceți acum aprovizionări, că vor fi scumpe la primăvară. Da, da. La iarnă. Și... deci neapărat trebuie făcut. Mă apuc să-i dau la friziană, trebuie să-i dau un pic să-i suplimentez și la ea pe aia cu mânz, că așa e o slăbit. Dar mânzul trebuie să-l înțearc săptămâna viitoare. Da, se înțelege dacă calul pe pășune că slăbește, n-ai ce face. Da, la friziană aia nu-i merge bine în pășune. Nu-i, cred că am luat-o de la om care o ținut-o pe boxe și o mânca numai uscat. Este mâncare, dar nu mănâncă. Toată ziua, uite, are umbră, stă la umbră. I-ai verificat dantura? Da, e bună. Mănâncă, nu-i cade din gură când mestecă, e super ok. Dar nu mănâncă ea așa, uite, vezi, umblă după ea pe aia în continuu. Doamne, fer să o despart deja, că tot gardul electric îl împachetează. Nu. Și dacă ea pe aia mănâncă, mai mănâncă și ea. Dar dacă aia stă, stă și ea continuu. Vezi, e alipită de ea pe aia roșie. Am înțeles. Asta are cap de huțul. Asta prin... da, poneiul. Hă? Poneiul meu. Da, frumoasă. Da, e foarte frumoasă. E special, așa. Mm-hmm. Cred că e gestantă cu tărcatul. Ce zice la călărie? A întâia. A întâia, nici nu trebuie să vorbești cu ea. Friziana? Friziana, capitan. Prima merge. Le place la copii pe ea? Fai de mine. Le place că sus, la înălțime, știi? Acum. Păi diferență un metru între iapa asta și între friziana. Aha. Nu, dar trapul e mai frumos pe caii noștri decât pe frizieni. Că astea au... trapul lăbărțat. Trapul e mai frumos. Săltăreț, pardon. Da. E lung, așa, un trap lung. Mm-hmm. E și ea mare în picioare, că e baroc iapa, știi? Da. Ea pare 1,90 aproape la greabă. Vezi acolo cu roșu sub copacul ăla? Da. Ce-o fie acolo? O cositoare. Zici tu? Cosesc oamenii, da, și o las acolo după ce cosesc. Dar nu da cadrul pe ea, că după aia vin dușmanii și o atacă. Glumesc. N-au cum să ajungă aici, că nu știu cum să ajungă. Nu știu. Acum nu e greu să ajungi la noi. Și pe acolo în dreapta stă domnul Bexa. Așa? Toți prietenii noștri de la munte. Aha. Viață bună și acolo la ei. Da. Peisaje frumoase și la ei. Păcat că se pleacă lumea de acolo și vezi tu că migrează în orașe, din orașe migrează în orașe mai mari, din orașele mari pleacă în străinătate oamenii. Și după aia? Și să termine lumea de pe munți. Și după aia se întorc înapoi. A doua, a treia generație, știi? Aha. Și vor să-și cumpere terenul înapoi. Da. Cu banii care i-au făcut acolo. Da, așa-i. Așa-i? Da. Și stresați pe acolo și vine înapoi să se recreeze. Dar puteau să au recreați de la început, da? Nu suntem noi modele de dat exemplu, că noi facem ce ne place, da? Poate alții ar văzut mai bine în alte părți. Mm-hmm. Nu, ne place pe aici, pe lângă casă. Noi nu prea da, plecăm, tu dai, știi. Da, dai frumos. Da. Ema... pentru mine concediu când mă duc cu tine pe la un om, pe la altul, să vedem un cal nou, să vedem locuri noi. Și dacă merem în străinătate, merem tot așa în concediu? Da. Dar nu prea mergem noi în străinătate în concediu. Noi nu prea mergem în concediu, că ăștia cu cai.
Vă țin cai aproape de casa? Da. Vezi că dacă nu vin într-o zi, a doua zi trebuie să vii sigur. Dacă nu vii a doua zi, a treia zi te sună deja. Domnul Emanuel, bună ziua! Cai dumneavoastră la mine, în Lucernă. Stați așa că acum pornesc de la servici. Așa zici? Păi ce să faci? Dai jos cămașa și dai pe dealuri. Îi prinzi, îi duci acasă, ții cămașa, te duci apoi la servici. Ema. Da. De la cai din partea cealaltă. Am trecut dealul. Da. Și am ajuns la cai din partea asta-alaltă. Da. Aici cai țărcați. Aici un pic mai mare e iarba ca dincolo. Da, mai recent i-am băgat. Așa, aici au o porțiune, vezi, am pus până la tufele alea. Aha. Și restul grădinii în partea cealaltă pun când se termină aici, știi? Aha. Dar nu, mă duc și fac o gaură și pun gard în continuare, rămâne și aici, știi? Aha. Dar să nu-l bătucească tot, că umblă mult. Hai la tati, hai! Eli! Nu prea ochele pe ele de... plimbări. Au avut echitație de dimineață și apoi după ce le-am adus că-i costa la umbră. Ele ies să mănânce mai către seara. Da, nu s-a ating de mâncare ziua. Hai, Feli, hai! E cald, săracele. Hai, dați fetelor! Vedeți să le aduc aici? A. Hai la tati, hai! Hai, hai! Da, m-a dus și în fiecare zi urci la ele? Cam... acum da, că avem lecții în fiecare zi, dar de obicei cam la două zile. Apă în butoiul ăsta, așa-i? Da, le umplem aici butoiul și... Cam cât ține butoiul? 750 de litri, cam o săptămână. Aha. Dacă e foarte cald, 4 zile. Ai cărat multă apă, așa-i? Jeep-ul o cărat. E, dar zic că... Ai încărcat mult apă, a? Da, dar e ușor acum, Cristi. Cu pompa? Da, cum, furtunul, ai băgat în butoiul de 1000 de litri, sus. Îi dai drumul te din furtun? Am un tub din ăla, așa știi tu, de 100, o țeavă de 110 sau de 100, nu știu de cât e. Așa? Trag jeepul de acolo, dau drumul direct înăuntru și gata. În cât timp coboară? În 5 minute. Hai la tăticul fel. O fi gestantă, ia basta. Se vede. Cred că. Sau numai sătulă. Stai să fac ecograf săptămâna viitoare la tata e fel. Cu cine? Mă, am găsit pe Olex ceva număr. Și... Aici la Vâlalba? Nu, e din Cluj. E pe Bihor anunțul pus, dar au zis că e în Cluj băiatul.
Și a vrut să vină weekendul ăsta, dar weekendul ăsta vezi tu că suntem cu ale noastre. Și de luni încolo îs liber și aduc iepele acasă și vedem care ce e de făcut, de tratat, de montat, de... Hai la tata, furnicuță, hai! Hai, Atena, hai, tata, hai! Hai! Pentru ele am luat tărcatul, să mai îngroș un pic piciorul cele astea. O mânzută de 4 luni. Nici pe ele nu le suplimentez, așa-i? Nu mănâncă aproape nimeni. Dar vezi, la unii le merge mai bine, împăși unele alții mai rău, bine, pe o suge și mânza, da? Nu toți caii sunt făcuți pentru pășune. Hai la fetiță, șoricele. Hai, șoricele, hai. Uite, vezi, e alb cu sur. Aha. Alb cu sur, vezi, tărcat, n-am mai văzut. Mm-hmm. Dar e frumoasă și cea mică. E mama, e mătușa adoptivă. Lasă mică, cum i-ai pus numele? Missy, i-au pus fetele de la centru. Missy? Missy, da. Atena, Missy și Feli. Nu, ei trebuie să-i dau un pic de porumb și la frizian, vezi? Ne-am și cumpărat azi dimineață, am fost la piață. Au stare? Ovăz le mai dau, câte o găleată de ovăz la 2-3 zile măcinat, primesc, știi? Mhm. Zic că au și sare? Da, au sare, au tot ce vor. Apă, dar nu, le omoară căldurile astea mari, vezi? N-au poftă de mâncare. Dar la noapte? La noapte la șchetează. Cât timp ți-o lasă pui gardul? Cam 3 ore. Cu cine? Singur. Ha? Singur. Ai bătut pari și după aia întins? Da. Am venit așa, cam o oră în fiecare după masă, știi? 3 zile sau 2 zile, nu mai știu. Dar nu, că merge foarte ușor. Mă duc și cumpăr câte un sul din ăla de... par din ăștia de, cum le zice, par de roșii, le zice acolo, de unde cumpăr eu, da? E lațuri, știi? Lațuri capete. Așa. Îți la 2 metri și le tai așa pe diagonală cu drujba în două și rămân un metru. Și cu un topor mă duc și îi bat roată. 15 lei sau 25 de lei legătura de 10 lațuri, ori 2, știi că îi tai în două, 20 de lațuri din fiecare legătură. Bat roată, roată, pun... Nu ai rangă dintre aia, nu? N-am rangă. Că nea cost... E periculos cu ranga. Atât am râs, mă, cu nea Costel acum că ne-am adus aminte de rangă iarăși. Apoi o zis că, mă, am băgat ranga la gura... să o lărgesc un pic și i-am dat drumul, mă. Bă, face parcă mi-a tras-o de mână înăuntru ranga, mă. Bă, face așa s-a necăjit. Văzi că o mărs, o luat o bucată de ață, o legat un șurub în capăt și o dat drumul să vadă. Și face până nu mai mărs și o ridicat-o sus și o mărsurat-o. 15 metri lungime gaura. Mică nu căzut cea copilă. Dar nu, că groasă, cam de 100 gaura, știi? Da. De 100 diametru. Țeavă de aia, știi tu, da, 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 cum fac ei așa de... Așa, așa. Deștează deală, da. Așa. Facem, mă, parcă mi-o tras ranga în... Vreau în... să mă noroc, din tot pământul ăsta, din globul ăsta pământesc, să dai tu fix unde ori făcut ăștia. O zic că o pus acolo... Ori au făcut foarte multe. O zic că o pus așa. Acolo... O pus acolo un semn, o pus o creangă. Deci ori au făcut aia mii de gropi acolo și o dat așa Costela... Din greșeală. Din greșeală. Ori e norocos, dacă au făcut aia 10 găuri în tot donatul și el o dat într-una din ele tare, Costel. Am să vedem, poate face domnul Dan o rangă. Da? Dar trebuie să fie ca aia. Am și salvat ranga cam cum arată, că ne-am uitat pe niște poze. Da? Mm. E o rangă interesantă asta.
auzi, că nu-i poate face domnul Dan Ranga, auzi, bă. Așa au zis. Da, mă, domnul Dan, dacă Costel îi dai proiect... Costel, cum? Costel, nu domnul Dan. Costel e pretențios. E, dar domnul Dan îți face tank cu șiniile dacă îi dai proiect. Știi? Da, cum, mă, dar nu este fieral peste domnul Dan. No, și el auzi că nu-i poate face Ranga. Ia Costel e bolun. Ia-i, băi, ule. Dacă plac cuiva iepele astea și astea, se schimbă, dar tot numai cu frizin. M-am deci... hotărât să țin numai frizin. Mm-hmm. Sau iepele alte dacă îi plac cuiva. Mm-hmm. Dar tot cu frizin. Sau cu bani și îmi cumpăr frizin cu bani. Mm-hmm. Cum ai? Ai umblat un pic să... Am umblat noi să căutăm o... un frizian odată. Cât am umblat? O zi am umblat, nu? De-am văzut. Sau cât am? Zic, am plecat joia de acasă și am zis că mă întorc vine și am venit duminică seara acasă. Joi? Joi, vineri, sâmbătă, duminică? De 4 zile am umblat. Și am văzut numai un frizian. Știi? Da. Ha? Și ăla mai steaua lui. Ai primit ceva mesaj, ți-l da? Nu, mi-l da, lasă-l acolo. Răspund imediat. Ia cum să mânza mică să uită. Uh-huh. Nu, vezi, ea s-a tăvălit imediat după ce am făcut lecții de echitație. Ha? Le place, știi că transpiră sub șa și am acolo un nisip acasă. Și? Să duc în nisipul ăla și să tăvălesc. Merge la umbră, fetițele, merge. Mătușa o iubește mai tare pe mânză ca mama sa. Zici, nu? Da, mama pleacă de aici fără mânză, dar mătușa nu. E, dar și ea să ține numai de ea. Da. Dar nu stă cu mamă, stă foarte puțin, tot cu asta altă se joacă. Cred că pe mamă s-au terorizat-o destul. Dau un țărc acum, la 1 august sau la 15 august un țărc. O mut acasă la bucătărie și... Avem în ei apa, să-i face ei apa înapoi. Mi-e dragă ei apa aia, mamă asta.